Cu rezervoarele și cu încărcătoarele pline, armata Rusiei se pregătește de o confruntare majoră pe teritoriul Ucrainei. Decretul lui Putin de recunoaștere a autoproclamatelor Republici Donetsk și Lugansk, dublat de acordurile de cooperare militară între Rusia și noile sale creații, se adaugă la condițiile unui pretext pentru o invazie. Despre drumul fără întoarcere pe care a apucat Rusia în raporturile cu vestul discută acum cu Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bogdan, în ce direcție se îndreaptă toate aceste evenimente? Mihaela, cred că vom vedea more of the same, cum spun americanii, mai multe lucruri de același fel, o aglomerare a prezenței armate ruse în regiunile controlate de separatiștii proruși din Donetsk și din Lugansk. Sunt, chiar dacă fără însemnele armatei regulate rusești, fără îndoială, unități care aparțin forțelor armate din Federația Rusă, nu au de unde să vină din altă parte, nu sunt parașutați de o altă putere străină și cred că vom vedea pe parcursul zilei prepoziționarea acestor forțe mai aproape de linia de contact. Mă aștept ca în urma deciziilor politice de la Moscova să existe un suport din partea Parlamentului, din partea opiniei publice pentru o escaladare. Și cred eu că dacă Occidentul, dacă Ucraina nu va da un semn foarte puternic de rezistență, de opoziție, o să fie din ce în ce mai grav. Trebuie să ne uităm la mecanismele Occidentului în ceea ce privește oprirea Federației Ruse. Pentru că această invazie care este pregătită a fi desfășurată pe scară largă ar trebui să ne îngrijoreze. Sunt costuri ale diverselor măsuri pe care Occidentul le analizează în momentul de față și aceste costuri provoacă reticențe în rândul aliaților euroatlantici. În legătură cu disponibilitatea lor de a recurge la așa ceva, facem acum un minim inventar al posibilităților de înfrângere a voinței Rusiei pe marginea acestei crize, alături de profesorul Sergiu Mișcoiu de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne așteptăm la activarea sancțiunilor la adresa Rusiei și a celor care conduc entitățile separatiste din Donbas. Ce domenii vizează aceste sancțiuni? Sancțiunile, pentru a fi cu adevărat eficiente, trebuie să fie odată rapide, ferme și în același timp să vizeze esențialul. În momentul de față, Rusia este un stat, așa cum am spus de mai multe ori pe acest post de televiziune și în alte contexte, care se confruntă cu probleme economice. În ciuda ceea ce declară Vladimir Putin, Rusia are mari probleme economice, are o populație nemulțumită și trăiește din, practic, vânzarea de hidrocarburi, vânzarea de materii prime. În acest sens se aseamănă cu un stat dintr-o zonă mai degrabă subdezvoltată decât cu marele imperiu care să domine jumătate de lume sau lumea întreagă, așa cum își proiectează Vladimir Putin. Așa că sancțiunile ar trebui să vizeze, în primul rând, aceste domenii. Ori, principala problemă este că, așa cum știm, sancțiuni care ar limita exporturile de hidrocarburi și, în general, de materii prime dinspre Rusia înspre țările occidentale, ar avea consecințe majore privește țările occidentale însele, ele fiind dependente de sursele de electricitate, sursele de gaz din și petrol din spre Rusia. Credeți că vor opri cu adevărat ceea ce pare să fie un marș al Rusiei către Dnipru, dincolo de limita administrativă a regiunilor Donetsk și Lugansk, așa cum am aflat ieri în Consiliul de Securitate al Rusiei, aspirația de a reține controlul depășește linia de contact. Este Occidentul capabil să oprească această o nouă invazie la o scară mult mai largă decât ne-am așteptat? Este greu de crezut că o asemenea invazie se va produce în perioada următoare. Până la urmă avem de-a face cu două teritorii care și-au autoproclamat independența, așa fiind recunoscute acum de Federația Rusă, teritorii care deocamdată sunt de dimensiuni reduse. Sigur că ne putem aștepta ca întregile regiuni, oblasturi Donetsk și Luhansk să fie interesante pentru Rusia și expansiunea să se producă
eventual progresiv cu noi pretenții în perioada următoare, dar nu neapărat în perioada imediat următoare. Deci eu cred că vom asista la o așezare după această invazie în cele două bucăți de regiune pe care rusofonii separatiști le controleau deja și pe termen lung, dacă sancțiunile pe care Uniunea Europeană și în general țările occidentale le vor impune Rusiei vor avea consecințe majore asupra economiei Rusiei, pentru că totuși prin sancțiuni prima afectată va fi Rusia, s-ar putea să asistăm la o înghețare relativă a acestui conflict. Când spun înghețare relativă, mă refer la faptul că interesul Kremlinului și în conformitate cu viziunea lui Putin este acela de a ține cât mai mult posibil Ucraina în șah, de a nu lăsa ca Ucraina să se îndepărteze de sfera de influență rusă. Vedem că ocuparea acestor regiuni a generat totuși o posibilă îndepărtare prin aceea că potențialul de șantaj în legătură cu aderarea la NATO este scăzut în momentul de față, în măsura în care deja s-a produs o agresiune teritorială asupra Ucrainei, însă, pe termen lung, un joc de șac și un joc al nervilor pe care Rusia îl joacă tradițional destul de bine ar putea să determine ca Ucraina să-și reducă progresiv capacitatea de a rezista. Încă o dată, nu cred într-o invazie directă, masivă, teritorială, orientată către alte zone decât cele care au fost vizate în momentul de față, cel puțin nu pe termen scurt. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm în programele noastre de știri.